Baschetbaliștii de la Energie au trecut deja peste euforia meciului cu Steaua, în care au bifat prima victorie în deplasare după 3 luni. Băieții lui Teo Ivan nu au timp să-și tragă sufletul după începutul perfect de retur, în care i-au mai învins și pe cei de la Pitești. Sunt obligați să bată Sibiul în această seară de la ora 19 pentru a rămâne în cărțile play-off-ului. You know, Sibiu's a tough team, but I think with our team, if we play hard and we play together, we're home and we can win. Dacă jucăm împreună și dăm tot ce putem, pe asta se bazează, pe inima noastră, și vom câștiga dacă jucăm așa. Gorjenii au obținut singura victorie în deplasare din turul campionatului, tocmai la Sibiu, 59-56. Lupu Save și colegii săi vor să repete isprava și în meciul retur și nu se sperie de locul 4 din clasament al sibienilor. Acasă putem bate, acum cu echipa care o avem, cred că putem bate pe oricine. Dacă aveam echipa asta în tur, sigur câștigam și cu Clujul și cu alte echipe care erau mai greu de bătut. Ăsta va fi, zic eu, cel mai greu meci acasă cu Sibiu, în rest după aia nu cred că vom mai avea mari probleme. Într-adevăr o să mai fie câteva meciuri grele, dar nu ca acesta cu Sibiu. Dacă trecem de ăsta cu bine, nu cred că vom mai putem pierde vreun meci acasă. Dacă la ultimul meci acasă contra Piteștiului, Ivan s-a organizat un concurs de pancărte, în seara aceasta are o altă idee ingenioasă. Fanii sunt așteptați la sală îmbrăcați numai în culorile alb și albastru. I hope all the fans come out and are wearing white and blue, and hopefully we can get the gym full of only white and blue, and counting you guys too. I hope I don't see anybody wearing anything else, and maybe one jacket, but when they come in, they take the jacket off and it's in white and blue. So hopefully the fans will come out and support us and wear white and blue tonight. Să sperăm că suporterii au aflat de planul din seara asta, toată lumea trebuie să poarte alb-albastru și că o să fie sala plină. Meciul Energia Rovinaria Trasib Sibiu începe la ora 19 în sala sporturilor din Târgu Jiu.